Concertul din ogradă, de Elena Stupar. Această carte este o carte de poezii și de colorat. Pentru comenzi, puteți să o contactați pe Elena Stuparu pe contul ei de Facebook. Audiție plăcută! Un rățoi și cu o rață s-au trezit de dimineață și începură a măcăni toată curtea a trezit. Ce-ai surată, ești beteagă? Ce ai de dai așa din coadă?" spuse Gusca supărată, sus pe o ladă cocoțată. Dar rățoiul bucuros zise către a sa cu mătră, legănându-se fălos, a făcut un nou pe jos. Și deodată, ca o furtună, iese afară în bătătură, că tot praful se ridică, tăurașul pantilică. Dragilor toți din ogradă, coborâți, ieșiți de grabă la cinstita adunare și să facem o cântare. Curca, Gâsca și Curață, așezați-vă în față, mai la stânga puțin tel, ca să-l vedem pe purcel. Bibilicile pestrițe, găinușele micuțe, cocoșei împintenați, mai la dreapta vă așezați. Iar acolo, mai în spate, așezați-vă, măi, frate, cum vreți voi după mărime, capra, oile bătrâne. Unde este Azorel, ca să stea lângă purcel? Iapa și cu mânzul Petre mai încolo, la perete. Iar măgarul din coșare ne dă tonul în gura mare. Do, începe un cântecel, mai cu inimă nițel. Măcănit, cot-codăcit, grohăit și behăit, nechezat și înlătrat, că tot satul au speriat. Ce se aude, ce-i cu voi, ce-i atâta tărăboi? Iese afară gospodina. Care vă este pricina? Hai, lăsați, nu mai cântați, veniți dară și mâncați, din grăunțe, din mălai, din ovăz și din trifoi.